Planificarea învățării, o resursă pentru clasa 7. Planificarea înseamnă realizarea unui plan de acțiune. Imaginează-ți o foaie de hârtie. O voi face mai mare, astfel încât să cuprindă cele aproximativ 20 de discipline pe care le ai în clasa 7. Cum ar fi? Limba română, limba engleză, matematica, chimia, fizica, biologia, istoria și așa mai departe. Dar așa cum spuneam la început, planificarea învățării necesită realizarea unui plan, iar cel mai simplu plan este să decizi ce și când vei învăța. Ia o foaie de hârtie și cu ajutorul celor două întrebări, realizează un plan de învățare pentru săptămâna viitoare. Pe verticală poți trece lista disciplinelor la care ai de învățat pe orizontală zilele săptămânii viitoare, de luni până duminică, iar în interiorul tabelului poți trece temele de lucru sau de învățat pentru săptămâna viitoare. Locul lor în tabel va ține de modul în care îți vei organiza învățarea. Iată câteva exemple de sarcini de lucru. Să rezolvi 5 probleme la matematică utilizând teorema lui Thales. Un proiect despre impactul NATO în războiul rece. Tipurile de rimă din poezia Lacul sau construirea în echipă a unui model al atomului de hidrogen. Locul lor în tabelul tău va ține de modul în care îți vei organiza învățarea, aceasta fiind o nouă dimensiune a planificării. Dimensiune care va aduce planul tău de învățare mai aproape de succes, folosind întrebarea cum. Așadar, planificarea învățării pornește de la un plan, dar devine completă prin organizarea învățării.